Cum zicea Luci, astăzi vreau să vorbesc despre botez. De fapt, ce fac astăzi, continuăm ceea ce am început acum 3 săptămâni, când am zis că ne-am vorbit despre ce înseamnă să, cum devii un ucenic. Ce trebuie să faci să devii un ucenic? Și atunci ne amintim că am citit din Faptele Apostolilor 2:38, unde zicea, pocăiți-vă, botezați-vă și primiți darul Duhului Sfânt. Și am vorbit despre pocăință, Emanuel a vorbit despre pocăință și am înțeles că pocăința se face 180 de grade, nu 90 de grade, unde ești cu piciorul în lume și cu un picior la Dumnezeu. 180 de grade. Asta e pocăința reală. După aceea, Luci a vorbit despre mântuire și am înțeles că numai Dumnezeu e acela și ne poate salva. Noi nu ne putem salva pe noi însă. Să nu încercăm prin faptele noastre să ne merităm locul în cer, ci să ne supunem voie Lui. Să facem ce El ne zice să facem, ca să ajungem în Împărăția Lui. Continuând din Faptele Apostolilor cu 38, unde zice, pocăiți-vă, botezați-vă în numele Lui Iisus Hristos și apoi primiți darul Sfântului Duh, astăzi vreau să vorbesc despre botezul în apă. Sincer, când am început să mă uit, sincer, știam foarte mult despre botezul în apă, cu totul am fost botezat în apă, știam lucruri foarte elementare. Odată ce am început să mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu, a explodat, pur și simplu a explodat ceea ce înseamnă botezul în apă. Și chiar nu a fost foarte greu să iau lucruri care să pot să le pun într-o oră, să le împărtășesc vouă, chiar lucruri care importante, care trebuie să le știm, ca să știm de ce am făcut botezul în apă sau de ce trebuie să-l facem. Ca să înțelegem ce e botezul în apă, chiar vreau să începem din Vechiul Testament, din Exod 30, cu versetul 18. Ne amintim că pe vremea lui Moise erau tot felul de spălări și curățeri care le făceau preoții, lucruri pe care Dumnezeu le cerea să le facă. Deci nu erau tradiții, erau lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit să le facă. Deci vreau să nu un singur exemplu despre ceea ce Dumnezeu a poruncit să facă. În Exod începe din versetul 18. Și zice, să faci un lichean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat și să așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el și să se spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba aceasta, ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron și pentru urmașii lor. Vedem că porunca pe care Dumnezeu le-a dat-o, spălările pe care trebuia să le facă ei, Nu era ceva opțional. De faci, hai că nu mă, simbol, spală-te, nu vă zice, vă spălați. Dacă nu vă spălați înainte să intrați în cort, muriți. Deci era de viață și de moarte aici. Nu era numai... Și pur și simplu să spăla pe mâini și pe picioare, tatăl. Deci dacă Dumnezeu zice să faci ceva, îl faci. Și eu înțeles, preoții înțelegeau lucrul ăsta și să spălau. Pe vremea lui Iisus au ajuns să se spele mai mult decât trebuie, de frică, să nu mor. Dar am înțeles principiul ăsta, am înțeles că trebuie să se spele. Și începem să vedem o legătură între ceva fizic, pur și simplu era apă, și ceva spiritual. Orice lucru fizic pe care îl facem, când Dumnezeu zice să faci, are un efect spiritual. Chiar dacă poate nu-l vedem. În Vechiul Testament avem foarte multe imagini despre ce se va întâmpla în Noul Testament și la fel e și cu botezul în apă. În 1 Petru 3, o să deschidem la versetul 20, se vorbește despre Noe. Și de la versetul 20 vreau să încep să citim, unde zice, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, cu care
Nu care este o curățire de întunecime trupești, ci mărturia lui cuget curat înainte lui Dumnezeu. Imaginea pe care ne-o dă, imaginea despre care Petru vorbește aici, e botezul în apă, ce înseamnă o separare a tot ce este rău de ce este bun. Prin apă, zice, a fost scăpați prin apă, zice. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că prin apă Dumnezeu omoră tot ce e rău, omoră și numai pe el să apară. Asta e semnificația botezului. Îmi dă imagine aici. Icoana aceasta, zice, închipuitoare, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezului. Prin botez Dumnezeu găsit ca metodă să ne salveze, să ne separe de lumea asta păcătoasă. Prin apă. Asta se întâmplă cu noi. Încă o astfel de imagine ne-o vorbește Pavel despre ea în 1 Corinteni 10, de la versetul 1. Unde zice: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat din aceeași mâncare domnicească, toți au băut aceeași băutură domnicească, pentru că vreau dintr-o stâncă domnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament sunt pilde pentru noi astăzi. Și zice, ei au fost botezați în apă. Aceeași imagine avem. Prin apă, Dumnezeu separa poporul lui de restul lumii. Prin apă, poporul evreu trecut și separat de egipteni. Prin apă s-a întâmplat lucrul ăsta. Prin apă a decis Dumnezeu să-i salveze. Prin apă a separat poporul. Și înseamnă a lui, prin apă a separat. A trecut prin apă și a separat de Egipt. Un lucru însă trebuie să înțelegem, și Moise l-a înțeles, că acest lucru se face prin credință. Tu te botezi în apă pentru că crezi că Dumnezeu ți-a poruncit să faci. Noe a construit arca și a scăpat prin apă pentru că a ascultat de Dumnezeu și a crezut că îl va salva. Moise s-a despărțit marea și prin credință a trecut ei prin mare. Și asta zice în Evrei 11:29. Zice, prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Doi au încercat să intre prin mare, numai aia ce-o trecut prin credință. Ăla a scăpat. Asta e botezul în apă. O separare față de lumea asta, o separare de lumea, tot ce e păcătos în noi, o separare de tot ce înseamnă împărăția celui rău. Și prin apă Dumnezeu le transferă din împărăția celui rău în împărăția Dumnezeu. Asta e un lucru ce-l faci prin credință. Numai prin credință poți beneficia de transferul acesta. Că altfel e chiar numai o spălare în apă. Deci dacă nu o faci prin credință lucrul ăsta, e chiar numai te speli în apă și nu are niciun efect asupra ta. Și chiar despre asta vreau să continui să vorbesc despre ce efecte spirituale are botezul în apă, dacă îl faci prin credință. Și mă refer aici la a vinovăția aia care are un păcătos, la un om care se simte păcătos tot timpul. Un om care seara de seară își mărturisește păcatele, duminică de duminică, să vede că nu-i vrednic înaintea lui Dumnezeu, vede că încă e păcătos, ceva încă nu-i bine. Nu se simte iertat. Vreau să citesc aici un verset foarte interesant. Înțelegem cu vinovăția. Matei 27:24. Citesc un verset. Și zice, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesta, treaba voastră. Deci cu Pilat a luat apă ca semn că el e nevinovat, s-a spălat pe mâini și a zis, eu mă declar nevinovat. Și prin apă el a făcut ceva fizic, pentru că avea o vinovăție interioară.
se simțea vinovat în interior. Și prin apă, el probabil știa lucrurile astea de la evrei să-l facă. Îl prin apă s-o spăla de vinovăția interioară ce avea. Că se simțea, eu nu-s vinovat pentru omul ăsta. Și în semnul spălării, el și-o scăpa vinovăția. Pur și simplu s-o dezvinovățit de jertfa lui Hristos. Și nu a fost vinovat. Și tot a rămas asupra evreilor. De aceea niciodată în Biblie nu o să niciodată menționa că romanii de bine că l-au crucificat. Poporul evreu l-au crucificat. Și Petru i-a zis, voi l-ați crucificat. Nu zice de romani. Zice, i-am vrut să l-ați liber, voi n-ați vrut. Și prin spălarea asta, de mâini, simbolul ăsta, și-o spăla vinovăția. O să citesc un verset prin care înțelegem ce important este să ai un cuget curat, să ai o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Și versetul care vreau să-l citesc în 1 Timotei 1, de la versetul 18. Și zice, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorocile făcute mai dinainte despre tine, este că, prin ele, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci e important să ai un cuget curat. Deci, și-au pierdut cugetul curat și-au căzut de la credință. Dacă ne amintim în 1 Petru 3 cu 20, zice botezul în apă, mărturia unui cuget curat. Acum să ne gândim, ce înseamnă un cuget curat? Ce înseamnă să ai un cuget curat? Dacă e chiar așa important. Și ăsta e botezul în apă, mărturia unui cuget curat. Ce înseamnă să ai un cuget curat? Și despre lucrul ăsta vorbește în Evrei 10. Din versetul 2, vreau să citesc prima. Și zice așa, zice, astfel n-ar fi încetate ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățați odată, n-ar mai trebui să aibă cunoștință de păcat. Și în versetul 10, prin această voie ați fost sfințiți voi și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Să ai cugetul curat înseamnă să nu mai ai cunoștință de păcate. Să știi, ai fost curățat și ești curat. Asta înseamnă să ai cugetul curat. Tu când ai intrat în apă prin credință și Dumnezeu te-a spălat de toate păcatele tale, tu trebuie să fii conștient că ai făcut lucrul ăla prin credință și ai fost spălat de păcatele tale. Și să nu mai vinovăția aia, că am fost un păcătos, am fost un picălos. Viața care ai avut-o trecut, când te-ai predat înaintea lui Dumnezeu și ai murit împreună cu Hristos, astăzi nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Și Hristos nu e Domnul păcatului. Iisus Hristos e Domnul neprihănirii. Și dacă El e în tine, ești curățat, ești iertat. Asta e puterea botezului în apă, dacă îl faci prin credință. În Psalmul 51 putem vedea o imagine cam cum se roagă un om care nu are cugetul curat. În 51, cu versetul 1, vreau să citesc. Și zice, ai milă Dumnezeule în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirile mele și curăță păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Ăsta e un om care nu are cugetul curat. Ăsta e un om care nu înțelege că a fost spălat. Ăsta e un om care nu înțeles odată și sângele lui Hristos lui iertat de toate păcatele, încă tot se roagă așa. Mai iartă-mă, mai iartă-mă, mai dăm sânge. Iisus Hristos, deci, a murit odată pentru totdeauna. Nu să mai moară de fiecare dată când tu te simți vinovat. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Asta s-a întâmplat în apă botezului. Asta înseamnă să ai cugetul curat. Să nu te mai simți vinovat, să nu te mai simți... Să știi că ești îndreptățit înaintea Dumnezeu, nu baza că ești tu cineva. E pentru că El a promis că dacă faci ce zic eu, vei fi curățit. Și lucrul ăsta vreau să vi-l arăt în două pasaje. Primul pasaj pe care vreau să vi-l arăt în Fapte 22 cu 13. Ne zice așa. Ce El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Care în clipa aceea
Mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui și să vezi pe ce neprihănești și să auzi cuvintele din gura Lui. Căci vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Apă-te botezul în apă și fii spălat de păcatele tale. Asta e puterea botezului în apă. Dacă te simți vinovat, dacă ești un păcătos și n-ai făcut botezul în apă, și știi că n-ai nicio șansă, dacă vei sta astăzi înaintea lui Dumnezeu, botezul în apă îți spală toate păcatele tale. Și dacă ai făcut botezul în apă și tot te simți vinovat, astăzi poți să înțelegi că ai fost spălat atunci și astăzi poți să primești revelația asta. Încă un verset care vreau să vă arăt în același sens, e 1 Corinteni 6. 11. Unde zice, și așa erați unii din voi, cum eram, păcătoși, fără de legile noastre, eram vai de capul nostru. Uite, zice, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului vostru, zice. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost făcut neprihăniți. Când ai ascultat de El, când ai zis, când te-ai pocăit, când te-ai botezat, ai fost spălat. Nu mai este niciun motiv să te simți vinovat astăzi. Nu este niciun motiv să te zici, ce rău am fost, oare o să mă iert vreodată Dumnezeu. Te ierta când ai făcut botezul în apă, te ierta de tot ce ai făcut. Asta înseamnă să ai un cuget curat. Un om cu un cuget curat are îndrăzneală înainte lui Dumnezeu cum se roagă. Pentru că știe că între el și Dumnezeu relația e stabilă. Știe că între el și Dumnezeu nu mai există păcat, păcatul s-a rezolvat la cruce. Și un astfel de om cu cuget curat se poate ruga cu credință și știe că orice cere, îi dă. Pentru că nu mai este nimic între ei. Nu este păcat, nu mai este absolut nimic. Trebuie să prerupă între ei bariera aia și îți dă așa o mare bucurie, te poți altcumva te rogi. Altcumva te rogi că știi că tu te-o spăla de toate păcate și nu mai este nimic între tine și Dumnezeu. Ai cugetul curat. Asta înseamnă să ai cugetul curat. Să stai înainte lui Dumnezeu, să te bucuri, ești iertat și că orice s-ar întâmpla, că mori, că orice se întâmplă, vei fi în prezența lui. 100%. Asta înseamnă să ai cugetul curat. Un lucru însă vreau să fie foarte clar. Apa în sine n-are putere. Asta e clar. Sângele lui Iisus Hristos ne iartă păcate. Și nu e nevoie de versete, că e destul de clar. Atunci, întrebarea logică e, dacă sângele te iartă de păcate, de ce trebuie să faci botezul în apă? Normal, ar fi de ajuns că Dumnezeu ți-o trebuie să faci și avem porunca. Botezați-vă. Avem porunca. Și ar fi mai mult decât de ajuns motiv să facem, că nu zic să facem. Dar totuși, El ne explică, Cuvântul lui Dumnezeu ne explică care e legătura între apă și sângele lui Iisus Hristos. Care e legătura între ce facem fizic și spiritual. Și pasajul pe care vreau să-l citesc e 1 Ioan, capitolul 5, versetul 5. Și aici ne vorbește așa, zice, cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta. Fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una mărturisirea lor. Vedem apa și sângele. Apa e ce facem fizic, sângele e lucrarea spirituală pe care Iisus Hristos a făcut-o. Duhul Sfânt e conecția dintre lucrurile astea.
prin credință, noi ne botezăm în apă, prin credință, Duhul Sfânt aplică ceea ce Hristos a făcut acum 2000 de ani pentru noi. Iisus Hristos nu e pe cruce astăzi, Iisus Hristos e în glorie, lângă Tatăl, pe tron. Nu mai o slujit o singură dată cu sângele lui. Și alea au acoperit toate păcatele la toată lumea. Asta se întâmplă când noi intrăm în apă. Intrăm în apă prin credința că vom fi spălați cu toate păcatele noastre. Și atunci aplică Duhul Sfânt ceea ce Iisus a făcut acum 2000 de ani. Și în Vechiul Testament este un verset ce vorbește pe același lucru. În Ezechiel 16:9, când citesc, unde zice: te-am scăldat în apă, te-am spălat de sânge și te-am uns cu unt de lemn. Vedem, apă, sânge, unt de lemn, care e Duhul Sfânt. Una, unt de lemn reprezintă Duhul Sfânt. Încă din Vechiul Testament Dumnezeu ne-a arătat imaginea asta. Apă, sânge, care totdeauna era pentru iertarea păcatelor, și unt de lemn, Duhul Sfânt, care e conexie dintre astea. Noi avem tendința să separăm foarte mult de ce e fizic, de spiritual. Și mai ales la carismatici, foarte evident lucrul ăsta, unde e totul spiritual, nu contează ce faci pe pământul ăsta fizic, că bei, că fumezi, că la discotecă, că nu contează ce faci, tu ești spiritual, tu ești domnicește, tu ce faci fizic nu are contat, nu are importanță. Dar să ne gândim că Iisus Hristos a murit fizic, el nu a murit spiritual. Sânge, o curs sânge fizic și totuși are conotații spirituale extraordinare. Noi când păcătuim, păcătuim fizic, nu numai spiritual. Când mintim cu gura și totuși are efect spiritual extraordinar în viața noastră. Cina Domnului, de asemenea, îți dă lucruri fizice, pâine și vin. Dar dacă îți pui credința în lucrurile, dacă știi ce reprezintă lucrurile alea, poți să fii binecuvântat extraordinar la cineva. Mult se vindecă, pentru că înțeleg că trupul, pâinea, trupul care ți-a dus viață și vindecare, și mult se vindecă la cina Domnului. Și zice lucruri fizice. Zicea cineva că grecii au început să separe lucrurile astea, la evrei e foarte clar lucrurile astea. La evrei nu e nicio problemă, ei înțeleg că totul, spălături, tot ce faci, au efecte spirituale. Grecii au început să separe, asta e fizic, asta e spiritual, n-au treabă în acolo. Și noi gândim, noi oricum avem gândim grecește multe, dar și filozofie și toate lucrurile astea, noi le separăm. Dar în Biblie vedem tot timpul sunt împreună, tot timpul stă fără de simboluri, tot felul, pentru că imagini la niște lucruri spirituale pe care nu le descoperi. Toate lucrurile astea fizice. Ca să înțelegem mai bine lucrul ăsta, am luat două pasaje foarte interesante. Și primul pasaj la care vreau să ne gândim, să ne... pe Naaman, pe proful Naaman. Când s-a dus la Elisei, zice, am lepră, vreau să fiu vindecat. El a auzit că prorocii vindecă și Dumnezeu e mare și... a zis Elisei, vrei să fii vindecat? Și du-te în Iordan și scaldă-te de 7 ori. Până la urmă au reușit, s-a scăldat de 7 ori și a fost vindecat. Nu te gândești, apa nu l-a vindecat. Că zice și Iisus, zice, mulți de proști au fost în vremea aceea și numai Naaman a fost vindecat. De ce? Pentru că numai el a crezut și a ascultat. Dacă se băga de 6 ore în apă, nu era vindecat. O trebuie de 7 ori și o trebuie în Iordan. Oricare apă nu era bună. Dacă Dumnezeu zice, fă așa, ascultare și credință, asta merg împreună tot timpul. Dacă Dumnezeu zice, tu te botează-te în apă, să te boteze, să te funzi în apă, și iasă din apă și vei fi spălat de păcatele tale și vei avea un cuget curat, fă lucrul ăsta. Pune-ți credința ce a zis Dumnezeu. Asta înseamnă să asculți, asta înseamnă să ai credință. Un pasaj asemănător îl avem în Ioan 9. Eu vreau să citesc primul verset unde zicea, când Iisus trecea, Iisus a văzut pe un om din naștere. Și versetul 6 și 7 zice, după aceea i-a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină, i-a scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te, spală-te în scăldătoarea Siloamului. Care tălmăcit înseamnă trimis.
El s-a dus, s-a spălat și s-a întors înapoi văzând bine. Din nou vedem. Iisus l-a trimis, du-te în apă și spală-te și vei fi vindecat. O ascultat, o crezut ce a zis Dumnezeu și a fost vindecat. Foarte simplu. Atât de simplu cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi să, e foarte simplu, zice, vrei să nu mai te simți vinovat, vrei să fii în păcat cu mine, dar tu te fă botez în apă. Fă botez în apă și crede că dacă faci botez în apă, te avea cugetul curățit. Când faci lucrul ăsta prin credință, Duhul Sfânt îți dă certitudinea asta că ai fost curățat, odată cu Dumnezeu de lume. La fel cum oamenii ăștia au fost vindecați, pentru că au ascultat și au pus credința în ce au zis prorocul sau Iisus, la fel primim și noi iertare și curățirea cugetului. Știu că pentru mine, cel puțin, botezul în apă era doar ceva simbolic. Un lucru face toată lumea. Nu știe clar. Eu, sincer, n-am știut de ce îl fac foarte, să zic. Zicea ceva că o legământ cu Dumnezeu, zicea tot fel de lucruri, că atât am căutat în Biblie, n-am găsit nicăieri că botezul în apă, o legământ cu Dumnezeu. M-am uitat în Biblie și zice că sângele lui Iisus Hristos este într-o legământ. Nu botezul în apă. Ce se întâmplă aici? De ce Biblia predică așa? Zic, ok, nu contează, eu trebuie să învăț pentru mine. Nu poți să dai vina pe nimeni niciodată. Nu-i nimeni altcineva vinovat că tu n-ai înțeles niște lucruri cum trebuie. Ai o Biblie, toți avem o Biblie. O iei și o războiești până înțelegi. Ce se întâmplă? Și de-aia suntem aici, să învățăm lucra, să ne ridicăm lucra. De-aia asta e menirea unei biserici. Un pasaj foarte puternic pentru mine, care mi-a arătat că botezul în apă nu e doar un semn. E în Coloseni 2, la versetul 11, unde se face o paralelă între tăierea împrejur din Vechiul Testament și botezul în apă de astăzi. Ce fani paralelă asta, zice? În versetul 11, în el ați fost tăiați împrejur. Nu cu tăiere împrejur făcute de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Iisus Hristos. În dezbrăcare a trupului poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați cu El împreună, și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Imaginea care era în Vechiul Testament, tăierea împrejur, astăzi botezul în apă. Dacă prin tăierea împrejur Dumnezeu își separa poporul lui, toți ce stăiați împrejur din poporul meu, astăzi, prin botezul în apă, te separă. Cine e botezat? Ăsta e amen. Botezul în apă e semnul tău, ești al lui Dumnezeu. Să vedem ce serios lua în Dumnezeu tăierea împrejur în Vechiul Testament. În Exod 4, la versetul 24, zice, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea, soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Dumnezeu a vrut să-l omoare când era tăiat împrejur. Nu era o joacă, pentru ei era un semn. Pentru noi de uitam, dar ce stai împrejur, ce mare lucru. Dumnezeu era să-l omoare. Ce, tu nu ești de-a meu. Nu ești de-a meu dacă nu ești tăiat împrejur. Dacă Dumnezeu a zis, bă, asta, o faci. Că nu e pentru binele tău, orice poruncă pe care Dumnezeu ne dă pentru binele nostru. Niciodată nu ne dă o poruncă numai să vadă că ne chinuim, să vadă să ne demonstreze în ceva. Orice ne cere pentru binele nostru, pentru beneficiul nostru. Și dacă tăierea împrejur era așa de important atunci, de ce cred în casă botezul în apă nu e important? Și chiar este în verset Marcu 16:16, mi-a luat acum aminte, unde zice, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dar cine nu crede, va fi osândit. Așa zice Dumnezeu. Te crezi și te botezi, ești al meu.
Dacă nu crezi, deci eu sunt lui. Așa cum Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise, așa vom muri toți care nu ascultăm de El. Când ascultăm de El, vom muri. Vom muri în păcatele noastre. Și fiecare vom avea motivele noastre. Păi n-am știut că... Nu. Astăzi ai auzit. Dacă n-ai știut până astăzi, astăzi ai auzit. Zice, crede și botează. Așa zice Dumnezeu. Botezul în apă e o moarte. În prima fază, botezul în apă e o mormântare. Chiar când intri în apă, tu mori. Asta e primul lucru care se întâmplă la botezul în apă. Mori față de tot ce, față de poftele tale, mori față de visurile tale, mori față de planurile tale, mori față de toate lucrurile astea. Ca să vin apoi, ca să învii împreună cu Hristos la o viață nouă. Deci dacă vreodată cineva s-a gândit, așa mai avea șansa la o viață nouă vreodată, dacă aș putea să o iau de la început cumva, toate greșelile și ce am făcut, am câți ani am, dacă aș putea cumva să am un clean start, dacă aș putea cumva să iau de la început, să fiu curat, să pot să trăiesc altcumva să trăiesc. Dumnezeu îți dă șansa asta. Asta te botezi un an. Mori față de tot ce ai făcut și vin împreună cu Hristos. Dar o altă viață. Asta face Dumnezeu în apă. Versetul 3 unde zice, nu știți că toți am fost botezați în Iisus Hristos? Am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci, ai fost îngropat cu El și când ești din apă, acum treci o viață nouă. E ceva nou. E o viață supranaturală. Nu poți să fii, dacă te botezați, ai venit înapoi la o viață nouă și treci tot așa cum ai avut, ceva n-am înțeles. Nu se poate. Dacă Biblia zice că e o viață nouă, trebuie să ai o viață nouă. Dacă nu trăim viața aia nouă, să întrebăm pe Dumnezeu, ce se întâmplă de nu trăiesc viața aia nouă? Vreau să trăiesc. Dacă Biblia zice de viața aia nouă, eu vreau să trăiesc. Și Dumnezeu îți va onora dorința asta. Dacă tu vrei să trăiești viața aia nouă și crezi că se poate, și așa și scrie cuvântul Dumnezeu, rogă-te și El îți va arăta ce să faci. Crede că ce ai făcut în apa botezului, poți să beneficiezi astăzi. Revelația, poți să o ai astăzi. Poți să înțelegi astăzi lucrul ăsta, ce s-a întâmplat atunci. Știu că ne mai întrebăm câteodată, e necesar botezul pentru mântuire? Mă întreabă așa, ne întrebăm și noi între noi, trebuie să mă pocăiesc ca să fiu mântuit? Da, am luat toată lumea, bun, trebuie să mă și botez. Dacă apuci, da, dacă nu, e ok, nu știu ce. Mă, Biblia nu zice așa. Totul că avem tălare de pe cruce, e salvarea noastră, dar încă nu-i nimeni pe cruce, în ultimul stagiu, să... Suntem ok. În Biblie nimeni nu întreabă, Doamne, cât trebuie să împlinesc, cât la sută e de ajuns, cât să pic măcar acolo, în rai, măcar să mătă pe jos, ceva, am auzit expresia, eu o să fiu ultimul ce merge. În rai, Dumnezeu nu are așa ceva. Ori ești fiu, ori nu ești fiu, nu există așa ceva. Fiu mai bun, fiu mai rău, tot să fiu. Dumnezeu nu are între noi, este mai bun, este mai rău, ori ești neprihănit și sfânt, ori nu ești neprihănit și sfânt. Nu există între. Nu poți să fii între. Și totuși este un verset unde vorbește despre faptul că botezi în apă de mântuire. În 1 Petru 3:20 vorbește. 3:21 vreau să încep. Le zice, icoana aceasta, închipuitoare, vă mântuiește. Mântuiește înseamnă a salva. Mântuire înseamnă a recupera. Asta s-a mântuit, a te salva. Acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire din tineciune trupești, ci mărturia unui cuget curat, înaintea lui Dumnezeu. Deci, prin botezul în apă, Dumnezeu a găsit cale ca să ne salveze din lumea asta păcătoasă. Prin botezul în apă, Dumnezeu
Așa ne salvează El din lumea asta păcătoasă. Ce? Vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Prin botezul în apă Dumnezeu găsirea, când a făcut El planul de mântuire, botezul în apă face parte din planul Lui de mântuire. Ca să te salveze din lumea asta păcătoasă. Când suntem liberi de păcat, prin botezul în apă ne elibera de păcat, nu ne elibera ca să păcătuim. Ne elibera ca să nu mai păcătuim. Numai când ești liber și la o viață nouă, atunci vei avea puterea asupra păcatului. Numai atunci. Numai atunci vei putea trăi viața aia nouă despre care vorbește Biblia. O viață în biruință asupra păcatului. Dacă nu trăim viața asta nouă, dacă păcatul încă ne dă jos și nu ne ridicăm, să cerem revelație, să înțelegem. Să înțelegem ce s-a întâmplat când a făcut botezul. Dacă zice că prin botezul în apă ne-am fost scăpați de lumea asta, am murit față de lumea asta, vreau viața aia nouă. Ziceți-l la Dumnezeu, vreau viața aia nouă. Am făcut botezul în apă, am ascultat de porunca ta, n-am înțeles atunci poate ce s-a întâmplat, dar astăzi cred că eu ce am făcut atunci e valabil. Și astăzi, de astăzi pot să începi viața aia nouă. Nu trebuie să de luni sau de săptămâna viitoare, de anul nou mă apuc și trăiesc cu viața mea. De chiar de astăzi pot să începi. Chiar de astăzi pot să începi. Să ai o viață nouă cu Hristos. O să mă uit în Faptele Apostolilor, care modelul nostru, cum să trăim. Când botezau ei și pe cine botezau ei? Că trebuie să știm și asta. Pentru dacă n-am făcut botezul, trebuie să știm când trebuie să-l fac, cum trebuie să-l fac. Acum că am înțeles că botezul în apă, mărturia ne curge curat. Prin botezul în apă, mor față de lumea ta, mor față de lumea asta păcătoasă și încep o viață nouă cu Hristos. Am zis, cum pot să intru la viața asta nouă? Ce trebuie să fac? Cum? Să mă botez? Când? Pot acum? Trebuie să fac o pregătire? Ce trebuie să fac? Și în Faptele Apostolilor găsim răspunsul la toate întrebările astea. Și vreau să încep, primul exemplu, vreau să-l luăm din Fapte 2, versetul 38, versetul nostru de bază, practic, unde zice, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și în versetul 41 zice, cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați, sinz ziua aceea, la numărul ucenicilor a fost adăugat aproape 3.000 de suflete. Zice Biblia că în ziua aceea, când au acceptat, când au crezut, când au auzit Evanghelia și au crezut că Iisus Hristos e Dumnezeu, în ziua aceea ei s-au botezat. Mă știu că în următoarele secole se făceau cateheze și câte 2 ani, 3 ani, ca să fie sigur că ăla ce vine, ăla e credincios 100%. Și asta se făcea chiar după, chiar nu mult după următorii creștini. După primii creștini. Făceau cateheze mai lungi. Știu că și astăzi se fac cateheze. Eu în Biblie n-am văzut lucrul ăsta. Și aici e problema. Când încercăm noi să îmbunătățim ce Dumnezeu ne-a zis, ei când au făcut botezul ăsta, ei au înțeles, dar Iisus le-a zis. Omul când crede botezații, Iisus le-a zis să facă așa. Omul când a crezut botezații, pe rugați-vă pentru ei să primească Duhul Sfânt. Și așa să faceți. Și așa făceau. După ei, deja au încercat să bunătățească asta. A, nu-i bine că ea nu se țină, ea nu știu cum, ea... Și au încercat să schimbăm. Și de-aia astăzi, suntem atâta de mare diferență între bisericile noastre și în ce citim în Biblie. Atâta de mare diferență, totodată. Și de-aia încercăm să mai facem, să mai vârtim versetele, nu că asta înseamnă nu știu cum, că botezul Duhul Sfânt e altceva, că... pentru că nu trăim ce scrie în Biblie. Dacă nu trăiești în ce scrie în Biblie, tu deja începi să-ți o faci Biblia după cum trăiești tu. Nu trăiești tu după ea, ți-o învârți tu să-ți convină ție. Ca pentru că conștiința, Duhul Sfânt nu te lasă. Zici, uite ce scrie acolo. Zici, uite ce scrie acolo. Și tu, nu, că aia înseamnă nu știu ce.
Deci dacă ne întrebăm când, și atunci când crede. Și cine? Cine crede? Oricine e capabil să creadă Evanghelia. Oricine e capabil, oricine a înțeles de ce face lucrul ăla, oricine a înțeles că Iisus Hristos e iertarea și botezul ăla înseamnă viață nouă, acela se botează. Și aici poate pot să fac o paranteză la ce fac religiile clasice, catolice sau și luterane, fac botez la copii mici. Botezul la copii mici nu găsește în Biblie, tot e bazat pe tradiții. Tot e bazat pe că din neam în neam să transmit lucrurile astea. Nicăieri în Biblie nu o să vezi botezul copilului și nici nu pot, pentru un copil nu poate să moară de lumea asta și să vie împreună cu Hristos. Pentru că nici nu a început să trăiască. Un copil nu poate să zică da, vreau. Un copil nu poate să zică vreau viața nouă, vreau să trăiesc cu tine, vreau să-mi dedic viața ție. El nu poate lua deciziile astea. Deci e foarte greu când vrei să... Deci, e mai ușor să rămâi la ce scris. Atât e de simplu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâne la ce scris. Nu trebuie tradiție, nu trebuie nu știu câte doctrine să știi. Pur și simplu Dumnezeu zice, tu te faci asta și zice, uite de ce să faci, să ai un cuget cu ăla, să treci la o viață nouă. Să fii liber de păcat. Păcatul să nu mai ai puterea asupra ta. De-aia te putezi. Și zici, da, vreau. Și faci și începi o viață nouă. Un început nou cu Hristos. Un alt exemplu care vreau să-l iau e în Faptele Apostolilor, 8, de la versetul 35. Zice, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă ar fi apă aici astăzi, și Dumnezeu te întreabă, ce te împiedică să fii botezat? Ce ai răspunde? Ce am putea zice? Zice, cine crede, se botează. Cine nu se botează. E logic. Cine nu crezi. Ce nu crezi? Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. N-ai niciun motiv să zici că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, să zici, nu vreau să trăiesc cu tine viața asta. Nu este motiv. Asta putem să zici la oricare oameni care vorbim pe stradă, oriunde mergem și le predicăm Evanghelia. Și dacă crezi în Iisus Hristos, El ne-a poruncit să ne botezăm, ca să începem viața asta nouă împreună cu El. O viață unde păcatul nu are puterea asupra ta, o viață când te pui pe genunchi, știi că Dumnezeu e Tatăl tău și te ascultă, o viață unde știi că ești iertat și nu-ți petreci 10 minute să spungi păcatele tale, ci îl auzi pe Dumnezeu pentru că te-ai iertat. În 2000 de ani. Și după ce famenul l-a întrebat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip i-a zis, dacă crezi, în toată inima ta se poate. Famenul a răspuns. Și asta e singurul lucru care Dumnezeu îl cere ca tu să te botezi în apă. Zice, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Asta e singurul lucru care te califică să te botezi în apă. Nu că să știi doctrină, nu altceva. Zice, crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Crezi din toată inima lucrul ăsta? Ce da, cred. Fii botezat. Asta e tot ce îți cere cuvântul lui Dumnezeu. Și așa a făcut și... Așa a făcut și Filip. Spre încheiere vreau să vorbesc despre cum e viața după botezul în apă. Pentru că știu că acum avem multe întrebări. Bine, știu că am fost iertat atunci când am făcut botezul în apă, dar după aia am făcut multe păcate. Ce se întâmplă cu alea? Am fost spălat atunci. Acum ce am făcut? După aia încă tot am mai păcătuit, m-am mai enervat, m-am mai făcut un fel de lucru. Și vreau să vă citesc ceva din 2 Petru 2 cu 20. Unde zice? În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii,
prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rar decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei ca să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce a vărsat și scroafa spălată s-a întors să se tebălească iarăși în mocii lui. Deci după ce am fost spălați în apa botezului și ne întoarcem iară înapoi, ce se întâmplă cu noi? Ce face cu noi? O să fim iară, să intrăm iară, o să ne sunt iară mântuiască iară cugetul, ne pierdem cugetul. Iar o să ne simțim vinovați. Dar Dumnezeu ne dă soluții și la lucrul ăsta. Ca să nu disperăm. Orice, Dumnezeu are soluții la orice, la orice lucru. Și soluția ți-o dă în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1. Unde zice? Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și copilași, oamenii aceia ce s-au botezat în apă. Ei sunt copiii lui Dumnezeu. Zice, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Deci dacă ai păcătuit după ce ai în apă botezat, să nu crezi că e supărat. Știe că o să cazi. Știe că încă nu înțelegi toate lucrurile. Nu dispera. Rămâi în credință că El te iartă de toate păcatele tale. Tot ce trebuie să faci este să recunoști că ai greșit. Asta tot ce-ți cere. Nimic altceva. La o viață nouă, biruința asupra păcatului, nu vei cădea în fiecare zi. Nu vei cădea în fiecare zi. Viața aia nouă despre care Iisus vorbește, să poate să nu păcătuiești. Știu că poate e greu de crezut cum să trăiesc fără păcat. Uite, asta vorbește. Dacă păcatul nu are puterea asupra ta, înseamnă că tu ai puterea să fără. El e sub tine. El e sub tine. Păcatul nu e asupra puterii, El e sub tine. Tu ești biruitor în viața asta nouă cu Hristos. Și putem trăi în biruință. Dar dacă se întâmplă, să cădem. Deci avem la Tatăl un mijlocitor. Găsește-ți păcatul și ești iertat chiar atunci. Deci totul se întâmplă în momentele acelea. Și după aia poți să ai credința asta că ești iertat. Poți să ai credința, să ai cugetul ăla curat. Că știi, am fost iertat, am făcut. Tot ce faci e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu faci pentru că ți-am zis eu, îi scrie aici. Dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Tu bazat pe lucrurile astea faci. Tot ce faci e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu face din povești când eu zic cineva, s-am auzit undeva. Tot ce faci e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e rugămintea mea cea mai mare. Să știm ce să le zicem oamenilor despre botez. Să știm datoria noastră când predicăm Evanghelia, zice Iisus, predicați și botezați, zice. Nu numai predicați-le, zice botezați-le. Tu dacă predici Evanghelia la om, Evanghelia înseamnă pocăiește-te, botează-te și primește Duhul Sfânt. E adevărat că Dumnezeu iubește și face parte din asta. E adevărat că există iad, există... Dacă l-am întrebat pe Petru, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vezi că este iad și Dumnezeu te iubește. Nu, zice, pocăiește-te, botează-te și primește Duhul Sfânt. Și ăsta e scopul pentru care noi facem predicile astea. Ca să știm, să le zicem oamenilor. Că dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, pocăiește-te, întoarce-te de la viața ta, ia o decizie în inima ta, să te întorci de la păcatele tale, accepte că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, botează-te ca să începi o viață nouă, unde păcatul nu mai are puterea ta asupra vieții tale. Și primește darul Duhului Sfânt prin care să poți să slujești după voia lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Biblia e foarte simplă. Foarte clară și foarte simplă. Zice foarte clar ce să faci. Și am înțeles că botezul în apă e un lucru extraordinar pe puternic. Botezul în apă îți dă o curățire a cugetului, îți dă îndrăzneala asta în față de Dumnezeu. Știi că ești curat și ai fost curățit. Și vreau să ne ridicăm